Hello tuturor și bun găsit înapoi la show! Cam cu un an în urmă am făcut acele videouri de prezentare a noului Duster. Și bineînțeles, probabil pentru cei ce mi-ați urmărit de ceva vreme canalul, nu vine ca o surpriză faptul că eu apreciez enorm de mult aceea. Apreciez produsele lor, apreciez efortul lor de a răspunde unei nișe de piață destul de mari și de a răspunde eficient, practic. Dețin titlul de cea mai competitivă mașină în segmentul low cost sau smart buy, depinde cum vreți să îl numiți. Toate produsele lor au fost recunoscute ca fiind absolut superbe din punct de vedere al raportului preț, calitate, performanțe și dotări, deși bineînțeles, dat fiind natura și nișa pe care s-a axat acest producător, nu putem vorbi cel puțin încă despre Dacia că produc niște mașini premium, nici departe de a fi așa ceva, deși cu noul Duster s-a observat o creștere sesizabilă a calității percepute, da? Avem de a face cu materiale, deși dure, da, în esență, sunt materiale bine finisate, sunt din plastice rezistente, dar foarte frumos lucrate și la interior, dacă v-ați urcat într-un Duster, puteți probabil să fiți de acord cu mine când vă zic că îți conferă o senzație de bine, o senzație ce ai întâlnit-o și într-un Opel sau un Ford sau o Skoda sau mai știu eu ce alt concurent direct, da? De clasă compactă. De acord, materialele sunt ușor mai dure ca finisaje, dat fiindcă trebuie să-și obțină prețul ăsta incredibil de bun din ceva, da? Dar în esență nu te faci de râs, zic eu, cu un Duster la capitolul finisaje și asamblarea bordului și chestii de genul ăsta. De fapt, asamblarea bordului la noul Duster este atât de perfectă, după cum ați văzut dacă ați urmărit review-urile lui Robert Adam de la Turații, încât Robert nici măcar nu a putut, a încercat, dar n-a putut să bage un card printre îmbinarea dintre bord și unul din stâlpii față, din stâlpii parbrizului, da? Asta spune volume despre nivelul calitativ al noului Duster. Și probabil genul ăsta de nivel calitativ va fi și pentru viitoarea generație de Sandero slash Logan. Ce va trebui să apară sau să fie anunțat, îmi imaginez, în toamnă. Să sperăm. Cam e vremea. Cam la anul s-ar face timpul să apară noul Duster, noua generație de Logan slash Sandero. Da? E bine, în videourile alea în care am prezentat, odată cu apariția noului Duster, v-am prezentat opiniile mele în legătură cu această mașină impecabilă din punctul meu de vedere, din nou, în clasa respectivă, pentru ce vrea să facă și să fie, am zis că, în primul rând, noul design al volanului de pe Dacia este absolut superb, din punctul meu de vedere, ca design, strict vorbind ca design și ca finisare, mai ales în varianta îmbrăcată în piele, nu e deloc dezagreabil. Cel puțin ca design, mie îmi place enorm de mult, mult peste concurenții direcți din punctul meu de vedere sau peste mulți dintre concurenții direcți, da? Și bineînțeles, foarte mulți hateri, că știți cu toții probabil că Dacia are mulți hateri pentru că sunt incredibil de mulți prostovani ignoranți care, mă rog, visează la tot felul de hârburi la mâna 14-a, dar cu emblemă, știi, Mercedes, Audi sau mai știu eu, cei care nici nu vor să vadă Dacia că le pute și așa mai departe. Am mai discutat în repetate rânduri despre fenomenul ăsta, mie mi se pare fascinant cât de, până unde poate merge stupizenia anumitor români. Dar lăsând la o parte chestia asta, v-am zis acum hăt vreme, nu numai că designul este absolut superb, designul volanului, dar și bordul, configurația comenzilor, instrumentarului de bord în noul Duster este exemplară din punctul meu de vedere și nu numai că finisajul comenzilor este extrem de bun, dar configurația ca ergonomia bordului este de-a dreptul exemplară, ar putea da lecții multor concurenți mult mai titrați. Și bine, acum, la una diferență, Renault confirmă tot ce am zis eu, dat fiindcă, hei, ghiși ce, avem primele imagini cu exteriorul și, mai important, cu interiorul noului Clio. Cel puțin variante facelift a Clio-ului, pentru că, în esență, caroseria pare să fie aceeași, da? Dar interiorul a suferit un upgrade radical, după cum vedeți din imaginile astea. Și ce altceva putem vedea din imaginile astea? Priviți consola centrală. Da! Instrumentarul de bord și comenzile climatizării sunt identice, luate direct de pe noul Duster.
Case closed. Ce pot spune? Aveți dovada plus volanul, observați, dacă îi scoți de acolo emblema de Renault și pui emblema de Dacia, este volanul de pe actualele Dacii. Bineînțeles, are ceva mai multe butoane pe acel volan în loc de capacele acelea, da? Ce obturează comenzile nedisponibile de pe volanul Daciei, dar evident, indiscutabil, este vorba de volanul de Dacie în varianta sa mai puțin cunoscută, cea cu 3 spițe și care din punctul meu de vedere arată absolut superb, versus cea cu 4 spițe, chiar și cea cu 4 spițe pentru o mașină mai mare cum ar fi Duster-ul, mi se pare o variantă mai cu un stil un pic mai finuț, da? Mai bună. Această variantă în 3 spițe cu mult crom mi se pare mai bună pentru niște mașinuțele astea mai mici sportive, da? Gen Clio. Gata, s-a terminat discuția. Priviți și voi acest bord, din punctul meu de vedere arată superb, o îmbunătățire extrem de mare față de actuala generație de Clio. Și a folosit multe din reperele în materie de comenzi și instrumentar de bord ce le vedem deja pe Duster. Deci, Dacia au făcut-o primii și la una diferență începe să apară și pe gama Renault. E clar acum să sperăm pentru toată lumea cine de unde trage inspirație. Deja pe facelift-ul de la Kadjar a apărut același sistem de instrumentar al climatizării, deși este un ușor disimulat ca stil, nu este chiar absolut evident cum e ăsta. Ăsta este exact copy-paste, luat de pe Duster, pus pe Clio. Și mă gândesc eu, apropo de noua generație de Logan, nu știu sigur, s-ar putea să nu, n-am niciun fel de confirmare, e doar presupunerea mea, dar s-ar putea să vedem o parte din subansamblele astea care le observăm pe noul Clio să apară și pe noul Logan. Sau Sandero. Asta e ce mi-aș dori să se întâmple. Probabil, chiar dacă vor apărea, nu vor apărea chiar la nivelul ăsta calitativ al materialelor, dat fiindcă, evident, poza e făcută, nu numai că e pe un Clio făcută, dar este, evident, un Clio de vârf de gamă, da? Dar s-ar putea să vedem, mă gândesc, că clanțele ușilor, dacă nu mă înșel, și alea sunt luate de pe Duster, sau s-ar putea să mă înșel, uite că nu mai țin minte exact cum erau alea de pe Duster. Dar s-ar putea clanțele ușilor, s-ar putea de asemenea să vedem comenzile pentru oglinzi / geamurile electrice, să le vedem, poate și manetele de semnalizare, să le vedem transpuse pe noua generație de Logan / Sandero. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu putem ști, s-ar putea să vedem cu totul altceva. Eu chiar sunt fiert de curiozitate. Să apară odată, să vedem cu ce vor ataca piața noua generație de Sandero / Logan, pentru că sunt sigur că va fi un pas evolutiv la fel de mare cum a fost și între fosta și actuala generație de Duster. Oricum, asta este. Să lăsați impresiile voastre în secțiunea de comentarii ca întotdeauna. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și ne vedem în episodul următor. Numai bine vă doresc și să aveți o zi superbă. Bye, bye!